Copreședinții PNL Giurgiu, Dumitru Beianu și Gheorghe Ștefan s-au prezentat azi la biroul electoral județean pentru a depune dosarele cu numele candidaților la Consiliul Județean. A fost o procedură simplă, fără probleme, așa că oficial candidații PNL pot apărea în fața electoratului pentru a-și prezenta proiectele. Avem priorități. Pe lângă cea mai importantă, aceea identificării unor soluții pentru locuri de muncă, prioritățile noastre ale PNL-ului sunt educația și sănătatea. Știm ce trebuie făcut, știm că putem găsi soluții unele chiar spectaculoase pentru aceste probleme, dar, repet, avem nevoie de încredere și avem nevoie să ajungem să luăm aceste decizii. Consider că este cea mai bună echipă pe care un partid politic o oferă giurgiuvenilor, începând de la domnul Beianu, pe care îl susținem pentru o nouă funcție de președinte al Consiliului Județean, după un mandat de excepție 2008-2012. Sunt bucuros că după negocieri îndelungate am reușit să venim în fața giurgiuvenilor și a electoratului giurgiuvean cu candidați care să respecte toate criteriile de integritate ale Partidului Național Liberal. De altfel, fiind singurul partid cu criterii de integritate, respectăm pe de altă parte egalitatea de gen, de șansă. Avem 30% și la municipiu și la județ femei și tineri. Avem profesioniști, sunt convins că voturile giurgiuvenilor vor face astfel încât peste 4 ani de zile, având la conducerea Consiliului Județean o echipă liberală, viața giurgiuvenilor să fie mai bună, mai frumoasă. Sunt convins că, așa cum îl știu pe domnul Beianu, va promova și va crea condiții și facilități dezvoltării mediului de afaceri în județul Giurgiu. Și dacă îmi mai doresc ceva, îmi doresc ca din 6 iunie președintele acestei instituții să fie domnul Beianu, iar la primărie să fie domnul Florian Nicolae. Giurgiuvenii trebuie să gândească mult înainte să voteze și au o lună la dispoziție, o lună jumătate de acum încolo, și trebuie să vină lângă Partidul Național Liberal să știe că totdeauna tot ce a fost bine pentru giurgiuveni a fost datorat și Partidul Național Liberal. Avem multe de făcut. În 2008, când domnul Beanu era președintele Consiliului Județean, eu vicepreședinte, am început câteva proiecte de infrastructură rutieră, proiecte care au continuat și în mandatul acesta, dar nefinalizate. Consider că după data de 5 iunie, când domnul Beanu va deveni președintele Consiliului Județean, să finalizăm aceste proiecte de infrastructură. Sunt 3 drumuri extraordinar de importante, drumuri accesate pe fonduri europene și mă refer la 411, DG603, DG504, pentru că, vedeți, noastră, fără infrastructură rutieră, nici investitorii nu vin în județul Giurgiu. Cu 8 ani în urmă, județul Giurgiu era asfaltat în proporție de 25%, adică 72 de kilometri de drumuri județene modernizate. Astăzi, când vorbesc, peste 90% din drumuri județene sunt modernizate, iar acest lucru nu avem cum să nu spunem că domnul Beanu în 2008 a început aceste proiecte. Vedeți, noastră avem, din punctul meu de vedere, fără a fi subiectiv, cea mai bună echipă de consilieri județeni de departe. Sunt oameni care au lucrat și lucrează în administrația publică, persoane care au mai fost consilieri locali și județeni cu mare experiență în administrația publică. Giurgiuvenii trebuie să vină la vot pe 5 iunie și să dea votul consilierilor locali și județeni ai Partidului Național Liberal. Liberalii giurgiuveni sunt ferm convinși că echipa pe care o vor prezenta giurgiuvenilor la alegerile din iunie va fi una de succes, având în vedere că au proiecte pregătite pentru dezvoltarea județului.